101 lecții de viață, sau cum îmi place să spun, manual de viață. Reguli de bune practici? Ai înțeles ideea. Pentru că, fără alte detalii, nimeni nu te poate face inferior fără voia ta. Nu te contrazice pentru limitările tale. Limitează-te la un buget și ține-te de el. Pune în pușculiță 10% din cât câștigi. Dă o mică parte din cât câștigi la cei neajutorați. Nu intra în datorii pentru prostii. Vezi pe ce-ți consumi timpul și banii. Documentează-te cât de mult poți despre bani. Devină expert în gestionarea timpului. Planifică-ți timpul cu înțelepciune. Să nu uiți niciodată că eșecul este baza succesului. Succesul și eșecul sunt o echipă. Succesul este eroul, iar eșecul partenerul. Nu-ți fie frică să cazi. Folosește-ți timpul și banii. Extinde-ți sursele de venit. Fii propriul șef și începeți propria afacere. Muncește relaxat. Muncește ce iubești să faci. Redu, refolosește, reciclează, recuperează. Ține minte cine te-a ajutat. Găsește un mentor. Fii un mentor. Simte frica, după care acționează. Adu-ți aminte ce a spus Henry Ford. Atunci când te gândești că poți sau nu poți, ai dreptate. Fii cine vrei tu să fii. Dezvoltă-ți inteligența emoțională. Îți pierzi timpul îngrijorându-te. Este o născocire a imaginației tale. Urmează-ți instinctul. Bazează-te pe intuiție. Meditează. Încearcă yoga. Stai în liniște pentru o clipă zilnic. Caut oportunități să-i lauzi pe ceilalți. Adu-ți aminte că există cel puțin două variante pentru fiecare povestire. Atunci când este greu, adu-ți aminte. Va trece și asta. Sau peste o lună uit. Învață cum să nu mai greșești. Adu-ți aminte că singura constantă din viață este schimbarea. Ține minte că viața nu este ca probatul hainelor. Fie o necesitate pentru ceilalți. Stai calm. Schimbă lucrurile pe care le poți schimba și acceptă că altele nu pot fi schimbate. Concentrează-te pe ce vrei, în loc să te gândești la ce nu-ți dorești. Toate aventurile încep după primul pas, așa că fă unul, luptă pentru excelență, nu pentru perfecțiune. Fii proactiv, refuză să joci rolul victimei, fii creator, alege-ți cu grijă conflictele. Învață să vezi extraordinarul din ordinar. Examinează-ți periodic convingerile, după care analizează care este cea mai importantă. De fiecare dată când cazi, e simplu. Te ridici, învață să trăiești în prezent. Numără-ți în continuu valorile din viață. Încearcă să faci ceva important. Gândește-te să lași o moștenire. Regul de aur. Tratează-i pe ceilalți așa cum vrei tu să fii tratat. Și, bineînțeles, dacă ție nu-ți place, altuia nu-i face. Stabilește-ți obiectivele pentru fiecare părticică din viață. Familie, bani, dezvoltare personală, educație, distracție, călătorii și așa mai departe. Nu fuma, nu exagera cu alcoolul, nu te droga, nu condu niciodată dacă ai consumat alcool. Niciodată, niciodată, niciodată. Fă exerciții fizice în mod regulat. Urmează o dietă sănătoasă. Mănâncă mai multe fructe. Fii atent la zahăr. Bea multă apă. Folosește crema de protecție solară. Învață o limbă străină. 2-3. Învață să cânți la un instrument. Călătorește. Vezi lumea. Fii responsabil. Devin o expert în ceva. Scrie o carte. Învață istoria și geografia fundamentală. Ține o trusă de prim ajutor atât în mașină cât și în casă. Mergi periodic la stomatolog și fă-ți toate analizele medicale. Învață să primești complimente. Învață să primești critici. Nu lua decizii când ești nervos. Calmează-te. Respira adânc și gândește-te dacă ce vrei să faci este în interesul tău. Învață pe tot parcursul vieții. Fii autodidact. Nu bârfi. Adu-ți aminte ce a spus doamna Roosevelt. Mințile luminate discută idei. Mințile normale, evenimente. Iar mințile înguste, oameni. În loc să acuzi sau să fii în continuu nervos că lucrurile nu au mers așa cum ai vrut tu, caută o soluție pentru a avansa. Recunoaște-ți greșelile. Fă ce poți ca să le repari. Fă ce poți ca să le repari și treci mai departe. Rămâi informat. Citește ziarul. Vezi știrile. Citește din când în când un articol nou. Dezvoltă-ți creativitatea. Fă-ți timp pentru planificări. Respiră mult aer curat. Spune atunci când nu știi un răspuns. După care mergi și află-l. Întreabă-te ce vrei. Spune ce-ți dorești. Nu-ți încălca promisiunile. Nu te îngrijora de ce gândesc ceilalți. Ascultă sfaturile, dar ia deciziile după cum consideri. Ascultă atent. Fii un prieten loial și de încredere. Fii bun cu copiii și animalele. Reduți așteptările. Distrează-te. Joacă ceva. Planifică-ți timpul și pentru jocuri. Nu te lua prea în serios. Fii organizat. Fii la fel de entuziasmat pentru succesul altora ca atunci când te bucuri pentru tine. Fii autentic. Nu amâna. Nu renunța. Fii perseverent. Transformă-ți fericirea într-o prioritate. Alege-ți cu grijă prietenii. 80% din viața ta, fie ea bună sau rea, este influențată de persoanele cu care îți petreci timpul. Iartă-te.
Iartă și pe cei din jur. Lasă supărările, ura și ciuda. Umple-ți viața cu iubire. Alege cu atenție cu cine îți vei petrece viața. Fericirea ta ține foarte mult de această decizie. Nu amâna fericirea. Spune-le în continuu persoanelor din viața ta cât de mult ții la ele. Zâmbește mult. Râzi și mai mult. Gata. Sper că ți-a plăcut și că ai înțeles. Am câteva întrebări. Tu ce ai mai adăugat în acest manual și în câte situații te regăsești? Aștept răspunsurile tale în secțiunea comentarii de mai jos. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip de pe pulzero.com. Te rog să-mi spui părerea ta despre el, dacă ți-ai dori să fac mai des videoclipuri pe acest subiect și dacă l-ai fi făcut tu, cum l-ai fi creat. Dă un like sau un dislike dacă nu ai chef să scrii. Poți da și subscribe, deoarece în săptămânile ce urmează voi mai face videoclipuri pe tot felul de subiecte care au legătură cu Puls 0.